Da, să continuăm cu Darius. Eu, Darius, tema ta. Comparați fracțiile decimale finite. Comparați fracțiile decimale finite, da? Mm-hmm. Te rog. B. 15,12 cu 15,1. Băi, 15 este egal cu 15,12 mai mare cu 1, deci nu mai are niciun rost să spui de asta că 15,12 că aici ar fi 0. Da. Și ai intens la egalitate, la egalitate și de acum spunem, 2 e mai mare decât 0. Da. Deci ăsta e mai mare, da? Mai complicăm cu 0. Deci, deodată. Așa. Apoi. 2,35. Cu 2,3. Deja pot să zic că e mai mare. 2,35. Deci 2,35. Da, mai mare. Eu am scris bine aici mai mare, așa? Da. Am scris prost, sigur că da. Și m-a lăsat așa. Dar, mai mare. Acum am văzut așa. Da. Dar aici cum să fac? La fel, nu? Da. Așa. Apoi. 17,12. 17,1. Deja 17,1 e mai mare. 12 este mai mare. 400,5. Cu vecinul. 451. 451. 4. Care e mai mare? 451, că este numai 400 la partea întreagă, da? 451 e mai mare decât 400,5. Are ce? Da? Altceva? Altă echipă? 231,213. 213 cu? Așa, cu 31,21. Mai mare 31 și 2. Mai mare prima. Da. Prima e mai mare, da? Așa. Bun. 4,251. 4,501. Cu 4,5. Și la 5, 0, dar asta e aici. Asta e mai mare, da? Da. Vine acolo. Vine. Așa. 88,45. Cu? Cu 88,4. Da. Deja cum zic, mai e la eliminație. Da? Deci prima e mai mare, sigur că da. 13,1. Cu 13,17. A doua. E mare. Da. 600,3. Cu 600,31. A doua. Ce? 13,1. 44, 44, 44, 44, 44,
Da. Ba. Deci partea întreagă aici, da? Da. 10,51. 10,51. Cu 12,3. Cu 12,3. 0,3, pardon. 12,03. Și mai mare 12. Da? 12. Da. Mai mare este. Da? Altul? 125,729. 125,629. Și egal cu primul mai mare, e 7. 7 față de 6. Dacă este cifră mai mare decât una, e deja de tână. Acela des, prima dată când da. Crești, da? Prima cifră. Deci 7 e mai mare și atunci facem așa. Apoi. 173,001. 173,001. 173,001. 0,01. Mai mare e prima. 0,01. Da. Care e mai mare? 001. Agent 0,01. 173,001. Nu, e mai mare. E mai mare asta. Ah, ba, dacă e acolo la... Aici e 0, aici e 1. Da. Deci 1,1773,001. 0,1. N-are importanță. Prima, da, dacă mai vreau, aici e mii, aici e mii. Da. Deci sutim, sutim. Și asta are sutim, asta are 0 sutim. Deci e mai mare asta. Că mai pui 0 cât vrei tu la sfârșit. Nu numărul decimalul indică. Ci prima poziție care e acolo apărută, aceea se indică că e mai mare, da? Ia să vedem. 38,202 cu 38,002. Mai mare de 38,202. Sigur, e un capet de discuții, da? 71,431 435 cu 70,435. 435. 471 mai mare, da. Sigur că da. 381. 501. 501. Cu 4,013. 4,013. Mai mare prima, n-a da. 381 față de 4. Da. 4,013. Da. Cu? 4,013. Da. Așa. E singurul că intră. Da. 6,012 cu 6,12. Mai mare 6,12. Sigur că da. 0,1. Da, da, s-a fost mai atent. Da? Atenții, sigur. Și ultimele 4,907. 4,907. Cu 49,07. 49,07. Deci mai mare? A doua. 49 față de 4. 7. Ordonați crescător numerele. 1,15. Ordonați. Crescător. Ce înseamnă crescător? De la mic la mare, da? Da? Șirul următor de numere. 1,15. 1,05. 1,51. 1,51.
501. 1,015. Și 1,051. Pe prima ar fi 1,051. Deci 1,1 autos, nu? Patent. Ah, ba nu. 1,05. Da, 15. Nu. 1,05. 1,05, tu ai spus, da. Da? Și el e cel mai mic și el zice că e 1,015. 15. Acum am observat și pe el. Pe care îl vedeai? 1,05. Ăsta e mai mic? Da? Păi 1, 1, 0, 0, 5, 1. Ăsta-i mai mic. Vezi, Ștefania? Vezi? Da. Vezi? Deci 1, 1, 0, 0, 5, 1. Deci poziția a doua aici e 5 și poziția a doua aici e 1. Da? Deci ăsta-i motivul de luăm pe 1,00. O să zicem așa, 1,015 e mai mic decât 1,051. Cred că așa este, deci îl tai pe ăsta, l-am tăiat și pe ăsta, îl tai și pe ăsta, 1,051, care e mai mic decât 1,015. Da, 15. Și pe care trebuie să 0,5, 1, 0. Prima, adică. De acolo. 1,15. Da, da. 1,15, cred că ai dreptate. 1,115 și îl tai și pe ăsta. 1,51 și 1,501. 1,501 și 1,501. Pe cât e ăsta, 501. De ce? Că e 5, 5, 1, 0. Deci 1,501, care mai mic decât 1,51. Hai să mai luăm o dată. Să vede. Deci, comparăm 2 din 2. Pe ăștia 2. 0, 1, 5. Bun. Aștia 2 acum. 0, 5. Da. Și ăsta are pe 1 dreapta. Bun. Aici. 1, 0, 1. Gata. Din cauza, după virgulă, am zecimea asta. Aici 1, 1 cu 5. Bun. 1, 5 și 0. Și obișnuit din face 1. Deci e corect. Mergem mai departe. Ordonați descrescător numerele. Ordonați descrescător. Adică, tocmai invers, de la cel mai mare la cel mai mic. Care sunt acestea? 25,509. Apoi. 25,590. 25,069. 25,65. 25. Mai întâi, cred că ar veni. Nu cred. 25, 25 au. Da. Cel mai mare trebuie să-l căutăm acum. 25,605, că după virgulă, da. Cea mai mare cifră, da, este 6. Este și 5, este și 6 simplu,
Deci 25,605. Deci 25,605. Apoi... E mai mare asta, nu? Da, da. E mai mare decât... decât 25,590. 25, altceva, altul mai mare decât 25,590, nu găsim? Nu. 509 după aia. Nu, asta este al doilea mai mare. Eu zic că este încă 25,6. 600 poate fi văzut. Da? 25,6. 25,6. Care e mai mare decât? 25,590. Hai să-i tai pe ăștia care am văzut. Da, ca ăsta l-am văzut. Și pe 590. Acolo, în fața mâinii dumneavoastră. Da, ăsta. Așa, 25,6 l-am văzut. Și acum mai avem 2. 259 și 59. Da. Și care crezi că e mai mare? 25,509. Da, sigur că 25,509. I-am zis direct în ordine. Da, 509. Care e mai mare decât 25,59. 0,59. Așa, și fost 25,59. Da. Deci iată că l-am rezolvat și pe ăsta. În ordine, cum ai spus tu, despre scăpat, da. De la mare la mic. 13. Da? Scrieți următoarele fracții decimale sub formă de fracție ordinară cu numitorul putere a lui 10. Cu numitorul putere a lui 10. Da. Deci, să scriem. Următoarele fracții decimale. Sub formă de fracții ordinare, da? Așa că scriem, te o spunem, prima fracție decimală. 2,5. 4,3. Pe prima să o luăm, 2,5. Cum se scrie ca o fracție? 25,10. Nu, 25 pe 10. 10, da. Deci se trece la dreapta, da. Peste, da, sau se vede, virgula. Da, după care vezi câte cifre are după virgula. Câte cifre și punem atâtea de zero, da? Da. Deci vine 25 supra 10. De ce numai o 10? Fiindcă a avut o singură cifră, da, decimală, da? Zecimea. Da. Și care mai poate fi? Dar au zis el așa să o lăsăm, cu puterea lui 10, da? Da. Apoi. 4,3 se scrie ca 43 supra 10. Apoi. 1,5 egal cu 15 pe 10. El ar mai fi reductibil, dar o să le lăsăm așa, nu? Așa, da. Spui tu. S-ar simplifica. Da, s-ar simplifica. Sunt reductibile, în sensul ăsta. Da. Apoi. Apoi 0,3 egal cu 3 supra 10. 3 pe 10, da. Și apoi 15,1. 151 pe 10. A, da, pe 10. Păi numai o singură decimală avem. Da. 151 pe 10. Apoi. Care vine? 2,31. Ștefania egal cu? 231 pe 20. 100. 100, că avem două ultima, da?
Pe 100. 100, după care 1,15. 1,15 egal Ștefania. 15. Pe 100. 100 poate să fie 10 la 2. O zi să zicem puterea lui 10. Egal cu 115 supra 10 la 2. Hai să zicem așa. Așa ne-o zice loc, așa facem. O zic că puterea lui 10, nu? Așa, zicem 10 la 2. Da. Bun, mergem mai departe. 4,02 ca fiind egal cu 402 supra 10 la 2. 10 la 2. Iată că e și foarte clar acum. 10 la 2, că-s două, două decimale, da? Alfa. Altul. 1,23. Egal cu 123 supra 10 la 2. Apoi. Toți 100. Da, dar așa a zis, zi, puterea lui 10, așa da. Facem și noi. Care 0,21 egal cu 21 pe 10 la 2. Păi dacă e 0,21 a, da. Păi sunt două cifre. Da? 0,21 deci egal cu 21 spre 10 la 2. Apoi 0,00 2 de 0? Da. 2 de 0. Da. 2. Da. Egal cu Ștefania. 2 supra 10 la 3. 10 la 3, sigur că da. Că-s 3 da. Decimale. Da? Ușor. Altceva? 0,351. 0,351. Egal cu 3 supra 10 la 3. Supra 10 la 3. Apoi. Apoi 1. 3,354 supra 10 la 3. Supra 10 la 3. Apoi. 17,203. Egal cu 17,203 supra 10 la 3. Așa. Apoi. Apoi 1,0324. 1,0324. Egal cu 40. 10.000. 40 la 4. 324. Nu, 10.324 supra 10 la 4. Apoi. Apoi 25, 1,132 egal 251.000 132 supra 10 la 4. Apoi 0,2513 supra 10 la 4. 23,1137 egal cu 23,1137 supra 10 la 4. 10 la 4. Apoi. Apoi, scrieți următoarele fracții decimale sub formă de fracții ordinare ireductibile. Adică, descriem și cum să le simplificăm. 2,2 2,2 egal cu 22 supra 10 deci 22 supra 10 care este simplificabilă printr-un 2, corect. Și egal cu 11 pe 5. Prima etapă. 3,5 egal cu 35 supra 10 și se simplifică prin 5 și vine 7 pe 2.
egal cu 6 între 2. Apoi. 4 6 4 6 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
12,25. Da. 25 este egal cu 1225. 100. Simplifică prin 5. Chiar prin 25, eu zic. Da. Lăsăm prin 5, că merge mai ușor ochiul, merge mai repede, prin 25 mai greu. 5 în 12. De 2 ori 50. 2 ori 4 ori, 4 și 20. Rămâne 25. 5 ori 25. Supra 2. 5 în 10. 2 ori 0, 20. Iar merge prin 5, ne așteptam 25. Așa, egal cu 4. 5 în 24 de 4, 4, 5, 20. 45, 9. 49 pe 4. 49 pe 5 în 20 de 4. Alta? 0,36. 0,36 egal cu 56 supra 100. Da. Egal cu 1, la noi supra 8, mai 10. Păi 6, 20. A, da, 18 da? Supra... 18 supra... 50. Chiar prin 2. Și egal cu 9, 9 pe 25. Și așa rămâne, da? Da. Alta? 1,05. 105 supra? Supra 100. Da. Și este simplifică pe 5 și egal cu 21 pe 20. Și așa încremește. Așa încremește, dai ce mai faci. 4,25 este egal cu 4,25 supra 100, simplifică pe 5. Egal cu 42, 8, 2, 5, 5, 45, 4, 5, 4, 85, supra, care mi-a mergea pe 5, din 8, o dată, 17, 3, 5, pe 4, 17 pe 4, apoi, 0,005, egal cu, lasă cu Ștefania. Acum 0,005. Este egal cu 5 pe 1000. Corect. Și merge prin 5. O dată. 5 în 10 de 2. Și 0,0. 0,0. 5 în 0, 0, 0, 0. 1 pe 200. Merge mai departe. 1,025 este egal cu... 1,025 egal cu, te rog, cu 2. Eu? Dragă, da. 1,025 supra 1,000 supra 1,000 și egal 2,525 supra 200. Cum? Pe ce dat? 25 supra 200. O să fie 25. 5 în 10 de 2 ori. Da. Coborâm pe 2. 5 în 2 de 0 ori. Da. Păi, 5 în 2... Coborăși pe 5. Păi odată se coboară câte 2 ori? Câte una, pe rând. Da? Deci atenție multă. 5 în 2 de 0 ori, 5 în... Nu, pe un cobor pe 5, 5 în 25 de 5 ori. Da? 205 supra... 200. Supra 200.
Vezi, mai spunem și altă dată. Atenție că puteți face prin evaluare cât de cât 1000 și ceva împărțit la 5, cam 200 trebuie să facă. Cât e 1000 împărțit la 5, fac 200. Da. Deci trebuie să facă 200 și ceva. Ce este 25. Păi te dați ești împotriva firii. Deci nu este aiurea. Gata, simți că e rezultatul greșit. De ce ai insiști? Nu dăm rezultate la întâmplare. Zic mai departe. Și 41. Cât? 41. 41? Da, 20 în 5. Ah, mai merge o da. Nu eram atent. 4. Deci prin 5 din 9 și faceți 41 supra 40, nu? Da. 40. Și sunt numere consecutive, nu mai poate să fie vorba de simplificare totală. Alta. 0,625. Să scrii ca fie. 625 cu 1000. Da. Și 5, 5, 125. Deci 1, 2, 5, 125. Deci 125 vine sus. Da. Deci 5 și 6 odată, rămâne 12, 5, 12, 2 ori, 2, 5, 10, iar rămâne 2, 25, 5, 25, de 5 ori. Da. Și jos 5, 10, de 2 ori, 200. Da, mai ajuns și răsfărt, fiindcă așa e de la... Da. Și aici iarăși vin 5. 5 și vine 2, 10, 2, rămâne 5. Cât vine? 25. 25 supra? 40. 20, eu zic. 5 în 20. Nu, de 4 ori, ai dreptate tu. 5 în 20, de 4 ori. De la astea fracții decimale. Da, 4 ori. Și acum iar. Prin 5. Iar prin 5, merge 5 pe 8. 5 supra 8. Da? Iată că am simplificat. Când calculezi, nu mă mai opresc. Dar vă aștept. Mă aștept să-mi da? Da. Ai fost să mergi mai departe și unde ai rămas acolo. Mă întorc și ajung și eu de acolo. De acolo continui. Și egal cu 2325 supra 1000.
5, 20. Rămân 3. Da, 3, așa. Coborâm pe 2, 32. 5 în 32. 65. 5 în 32, de câte ori merge? De 6. 6 ori, 5, 30, 6 ori. Da, 65. 6 ori, 5, 30, rămâne 2. 5 în 25, de 5 ori, 465. Nu, 465. Așa ți-o dar știi? Da. 465 supra 200. Așa. Iar prin 5. 5 și vine 9 ori 5, 45, rămâne un 1. 15, 5 în 15, 93 supra 40. Supra 5 în 20 de 4, 40. Și nu cred că mai merge. Nu, din fericire. 40, nu mai vrea decât prin 2, prin 5, la 93, prin alt 3, deci sunt dușmane, nu mai vorbim, n-au nimic comun. Mergem mai departe. 0,4055. 0,4055. 4,55. Supra... Egal. Egal. Egal cu 4.000. 55 supra 10.000 și merge prin 5. Fac direct cu calculator? Nu. Da. Facem un calculator nostru. De 8 ori. 8 ori 5, 40. 1. Coborâm pe 5, 5 în 5 merge o dată. 5 în 5 o dată. 811 supra. Supra. 10. 5 în 10 de 2 ori. Și încă 3 de 0. 2000 de ori. Da. Da. Bun. Ia să vedem acum dacă 811 cu 2000 mai au ceva. Prin 2, nu? Prin asta vrea numai 2 și 5. Da. De jos, da? Deci. Și ăla nu vrea niciun, nici cum, nici prin 2, nici prin 5. Arrivederci, mai frate. Rămâne ireductibil. Mergi mai departe. Așa. 1,255. Să scrie Ștefania, îl facem amândoi. 2,255. Ăsta m-a vrea prin 2 și 5 și ăla de sus chiar nu vrea. Prin 2 și 5, da? Deci, da. Așa în viață. Nu ai ce faci. Altceva? Nimic. Nu mai nimic? Nimic. Păi să vă dau eu acum. Hai să facem, să se calculeze. 56 acum. La fix antenat. Să se calculeze expresia. Să se calculeze expresia. 0,8 plus 1 pe 3 este egal cu? 0 plus 1 supra 3 egal cu 8 supra 10. Așa! 8 pe 10. 8 pe 10. Transformăm deci pe ăsta fracții ordinare. 8 pe 10 plus 1 pe 3. 8 pe 10 este reductibilă prin cât? Prin 2. Și va fi 4 pe 5 plus 1 pe 3. Și acum operăm. Aducem la același numitor. Numitorul comun este 34 15. 30. 15, nu? Amplificăm aici cu 3. 15. Cum de? Păi 18. Cât?
18. Și am simplificat-o, am simplificat-o pentru un 2. Mie nu-mi plac numere mari. Nici mie. Da, dar e cu care acolo? Da, acolo nu era cu 5. Unde? Aici? Da, nu, acolo. Aici? Păi 15 împărțit la 5, 3. Da, și dincolo. 15 cu 5, sigur că da. Aici cu 5 și... Numitorul comun este 15 și vine 4 ori 3, 12. Plus 5 ori 1, 5. Și face 17 supra 15. Vezi? Vedeți când este amestecat numere decimale și cu fracții, trebuie să duci numai cu fracții. Că nu poți să faci fracții, adică numere decimale și fracții ordinare, nu poți lucra. Deci trebuie să fii ori numai numere decimale, ori numai fracții. Deci de aceea ești nevoit să ajungi la chestia asta. Da? Că n-ai cum să faci. Păi cum să faci? Ai fost două minute. Da? Mai sunt două minute. Hai să mai facem încă unul. Deci 0,025 plus 1 pe 5 minus 1 pe 3. Minus 1 pe 4, hai să zic. 25 pe 100. Face 25 pe? 100. 25 pe? A, nu, pe 1000. 1000? Că sunt 3 decimale. 25 pe 1000. Plus. 1 pe 5. Minus. 1 pe 4. Și e calcul. Ca să... Mai simplificăm, că 25 pe mii nu place. Da. Nici mie. Prin 5. Pe loc. Rămâne 5. 6, 2. 0, 0. Pe 2. 5 pe 2. Iar 5 cu 200, iar să mai simplific o dată. Da. Și vine 5 în 20 de 4 ori. 1 pe 40. Da, vine, nu? Da. Deci egal cu 1 supra 40. Plus 1 pe 5, minus 1 pe 4. Și egal mai departe. Acum se află numitorul comun, cred că e 40. Da. Că se împarte și la 5 și la 4. 10 prima 40. La 2 ori 4 și la 5, 8. Nu cred că 40 împărțit la 5, 8. Da, 8. 8, da? Da. Și a doua cu 10. Da. Și va fi egal cu prima cu nimic, nu? Deci vine cât? 5, 1, 1 plus 8, minus 10, supra 40. Și e egal cu? Nu se poate face operația, nu? 1 și 8, 9, minus 10. Ah, e venit minus 1. Minus 1, da, da. Deci este minus 1, hai să lăsăm așa, minus 1, supra 40, că tot am. Deci face minus 1, că e mai mare 10, deci aici. Negativii, datoria mai mare. Da. Haideți să facem sinteza orei ca să... Iată că s-a întâmplat să ne încadrăm și noi în timp da. Odată. Nu mai vin ce... Odată. Da. Nu, totdeauna veneau și presau, erau la ușă, tot începeau să sună, să bată, să ne determine, să... Terminați odată, dar nu ai terminat? Asta era mesajul. Asta era mesajul. Noi nu reușeam să terminăm. Sau pur și simplu vreau să intri. Da. Ia să vedem. În prima parte am făcut operații cu fracții, nu? Da. Și am și simplificat pe acolo, nu mai mănâncăs. Cel mai mic multiplu comun, da. Descompunerea. Deci lecția ta a fost asta, nu? Pe familie. Da. Și am făcut fracții ordinare. Adică ce s-a vorbit? De care numărător și numitor, da? Și aici am făcut. Domnul? Da? Știi care e? Știți? Poate acum nu se vede bine. Ce? De ce? Acolo în cameră se arată mai sus. Oh, unde scrieți? Uitați-vă prin ochi, dacă nu. Da, să vedem, s-a mișcat cumva camera? Nu, nu, nu. Uitați-vă prin ochi. Da, asta am uitat, e bine. Deci, fracții ordinare. Și aici am făcut adunare.
scădere. Acum, am întârziat 3 minute. De? 3 minute, mai târziu. Vizibilitate. Deci criterii de vizibilitate, mi-ar veni. Fracții. Decimale. Fracții. Decimale. O secundă. Reductibile. Ireductibile. Ireductibile. Adunare, scădere, criterii de vizibilitate, fracții reductibile, reductibile. Așa. Și la tine numere fracții decimale, da? Fracții decimale. Și anume ce am făcut? Compararea? Compararea, ordinarea. Compararea. Ordonarea fracțiilor. Simplificarea. Ordonarea. Simplificarea. Uite, mai că trebuie să vină ei ca să-mi spună prin de ordonarea unui șir. Deci fac ceva de compararea, ordonarea unui șir. Transformarea. Din fracție decimală în fracție. Din formă decimală. În fracții ordinare. Da. Și cam asta. Asta a fost prima parte, prima lecție și asta a fost a doua lecție la tine. Cam astea au fost lucrurile. La revedere, dragilor. Și bine, vă regăsim data viitoare. Da, să ne revedem cu bine. La revedere. La revedere, dragilor. La revedere. La revedere.